Piticii din Târgu Jiu sunt așteptați la Teatrul de Păpuși. O piesă colorată, plină cu surprize, îi așteaptă pe cei mici, dar și pe cei mari la Teatrul de Vară din Târgu Jiu. Teatrul de Păpuși Pinocchio din cadrul Școlii Populare de Arte Constantin Brâncuș vă invită joi, 9 septembrie, începând cu ora 11, la Teatrul de Vară Nelu Dumitru din Târgu Jiu, la spectacolul Trei Iezi și un lup simpatic, o poveste rescrisă și regizată de actrița Cornelia Diaconu. După cunoscuta poveste Capra cu trei este Ion Creangă. Din distribuție fac parte Alina Mornea, Daniela Rednic, Adelina Popescu și Georgiana Găvan. Spectacolul este unul energic, din piesă nu vor lipsi cântecelele și dansurile. Copiii vor merge alături de părinți într-o călătorie plină de peripeții și vor învăța cât de important este să-ți asculți părinții. Prețul unui bilet este de 7 lei. Biletele se pot achiziționa chiar înainte de începerea reprezentației. În cazul în care vremea este nefavorabilă, spectacolul va fi reprogramat pentru o dată ulterioară. Vă așteptăm pe toți, cu mic, cu mare, să vă bucurați de clipe minunate alături de trupa de păpușari Pinocchio. Piesele puse în scenă de păpușari sunt cu lipici la copii, micuții răsplătind de fiecare dată cu ropote de aplauze fiecare reprezentație.